O clujeancă reclamă un caz petrecut la o șaurmerie din oraș, unde a constatat că mănâncă puiul cu tot cu pene. Pe când să se înfrupte dintr-o bucată de carne, aceasta a constatat cu stupoare că acea bucată nu era nimic altceva decât o piele de pui plină cu pene. Fără să realizez gravitatea situației, am plecat fără să fac o sesizare. După ce am ajuns acasă și am analizat pozele pe care le-am făcut, mi-am dat seama cât de periculos putea să fie dacă eu sau oricine altcineva înghițeam acea bucată de spitalizare la pachet, a declarat tânăra pentru știri de Cluj.ro. Totodată, aceasta pune la mare îndoială condițiile în care acea șaorma a fost pregătită, accentuând marele număr de persoane care se îmbolnăvesc din cauza alimentelor. Cu toate acestea, nimic nu se schimbă.